Internetul este plin de informații. Poți afla orice despre orice subiect te interesează. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul. Cerere respinsă. Amprentă digitală negativă. Hei, vreau și eu să intru în grupul vostru. Sunt foarte bună la muzică. Sper că amprenta ta digitală nu te face să pierzi ocazia de a face parte dintr-un grup. Iar dacă te întreb ce este o amprentă digitală, gândește-te la tot ce ai postat vreodată pe internet. Fotografii, înregistrări audio, videoclipuri, texte, like-uri, comentarii. Toate arată cine ești pe internet și reprezintă amprenta ta digitală. Pe cât de important este să ai o reputație pozitivă în offline, pe atât de important este să menții această reputație și online. Zilnic trimite mesaje, împărtășim fotografii și participăm la conversații pe rețelele de socializare, uneori fără să ne gândim cine poate să le vadă. O poză sau o postare despre care crezi că este amuzantă și inofensivă, astăzi ar putea fi văzută și înțelesă greșit de oameni despre care nu ai crezut că o pot vedea, acum sau în viitor. Eu, de exemplu, nu aș posta niciodată poze sau înregistrări cu mine lângă emblema școlii sau nici măcar cu mama mea. Ține minte, ca toate celelalte lucruri pe internet, amprenta ta digitală ar putea fi văzută de persoane pe care nu le-ai întâlnit niciodată. Odată ce apare ceva postat de tine sau despre tine în mediul online, ar putea rămâne acolo pentru totdeauna. Ceea ce scrii nu poate fi șters niciodată, chiar dacă după aceea îți dai seama că ai vrut să transmiți altceva. Suficient cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să cânt la pian!